Bună seara și bine te-am găsit la o nouă ediție Gândurile lui Cristoiu, alături de mine scriitorul și publicistul Ion Cristoiu. Domnule Cristoiu, bună seara, bine bună v-am seara. Găsit. În direct, o nouă ediție la Aleph News de la ora 22. Cumva ne sunt servite, la fel ca și săptămâna trecută, subiectele importante care se întâmplă luni. Subiectul zilei, evident, demisia șefului SRI, Edvard Helvig. O demisie surpriză, acesta a anunțat că și-a îndeplinit obiectivele și că este un lucru firesc într-o democrație să nu ții de o funcție în momentul în care ai terminat de făcut ceea ce ai de făcut. Dezbatem acest subiect. Trebuie să discutăm și cum și dacă efectul ordonanței de urgență date de guvernul Marcel Ciolacu privind adaosul comercial va avea efectul pe care și l-au dorit, adică să scadă realmente prețurile, pentru că vedem, există o analiză făcută chiar de o instituție din subordinea guvernului care arată că va dezechilibra piața și că s-ar putea, de fapt, să nu ducă decât la o penurie de anumite produse în magazine, pentru că, nu-i așa, comercianții se vor îndrepta către produsele la care le rentează și chiar și câștigă. Am intrat în săptămâna a doua de revolte în Franța după ce tânărul de 17 ani din Nanterre a fost ucis de un polițist. Proteste violente acolo, proteste care au cuprins și capitala pariziană, dar și orașele mari din Franța. S-a lăsat cu mii de arestări, oameni revoltați care cer dreptate și care spun că nu se poate continua așa. Și aici se întâmplă lucrurile într-un context extrem de interesant, într-un oraș, în niște cartiere unde mocnea o tensiune, așa cum relata Marcela Ferraru de la Paris de multe ori, adică cumva niște lucruri care aduc aminte de o altă revoltă de acum câțiva ani, care a durat săptămâni întregi. Intrăm și în acest subiect, topul săptămânal. Începem cu primul subiect, demisia șefului SRI. Pe neanunțat, în această dimineață am fost anunțați că urmează o conferință de presă la SRI. Domnul Helvig urma să susțină această conferință de presă și de nicăieri, pentru anumite persoane, pentru alții, era o cronică anunțată, ca să spunem așa, și-a anunțat demisia după 8 ani în fruntea Serviciului Român de Informații, spunând că și-a îndeplinit obiectivele, că este firesc o astfel de demisie într-o democrație funcțională în care un om nu ține de funcție, ci face pasul următor. Nu știm, pentru că aici sunt mai multe semne de întrebare, ce va face domnul Helvig mai departe, dacă va urma o carieră politică, dacă se întoarce în Partidul Național Liberal, acolo unde a exercitat funcția de secretar general, dacă va pleca în străinătate, va căuta o funcție de ambasador. Tocmai aici vom încerca să răspundem la aceste câteva întrebări. Pentru dumneavoastră, această demisie a fost o surpriză? Eu nu aș numi evenimentul ca fiind demisie, ci spectacolul de demisie. Spectacolul de demisie. E foarte important, pentru că titlul la jurnalul meu video, care l-am înregistrat, este o demisie regizată cu mare talent. Adică, în sine, dacă privim neștiutor? Nu, dacă luăm chiar și ce a spus dânsul. A fost 8 ani, s-a săturat, s-a dus să ducise în soare. Era în Cehov o schiță, în absența conta, nu știu, așa a plecat să se însoare, nu în absența medicului. Așa nu zice plecă. Așa și este. Nu. Deci, de regulă, la una, în cadrul serviciilor, în post-decembrism, au fost două tăsături ale demisiilor șefilor din servicii. Au fost provocate de ceva, adică sfârșitul mandatului președintelui în exercițiu, de regulă, cum a fost și la Măgureanu, au rămas și după, sperând că se aranjează cu nouul stăpân, ceea ce era fiecare cată să-și aducă echipa lui, sau o demisiune din motive de scandal. Nu aici există, nu este cazul. Nu, eu am spus, în cazul lui Helvig nu există niciun motiv. Președintele urmează să-și termine mandatul la anul, nu se vede nicio încetare de mandat, nu a fost niciun scandal și, oricât ar părea de ciudat, când am citit că el e cel mai longeviv, m-am zis, habar n-aveam. Deci, după părerea mea ca cetățean, domnul Helvig putea să mai rămână încă vreo 10 ani, că noi nu sesizăm că e de atâta timp. Da? Deci, din punctul și asta datorită cărui lucru? Datorită faptului că cred că a fost obligat să aleagă o
un mandat discret. Eu am fost unul dintre critici foarte duri a lui Eduard Helvi pentru absența comunicării. Știți, noi am mai discutat. Sunt specialist în relația dintre servicii și societate și prima caracteristică a unui director, prima datorie a unui director politic de un serviciu, că e CIA, că este MI6, este de a face serviciu prietenos, friendly. Asta presupune să fii tot timpul, să fii simpatic, să dai interviuri, ori el, dacă ați văzut, nu. N-a a avut fost. Numai două intervenții, una mai puțin cunoscută, alta de la Cluj, nu a răspuns la nicio critică adusă serviciului, chiar în presă, probabil că unul ar fi răspuns, dar oricum mie nu mi-a răspuns niciodată să spui, nu știu, un comunicat oficial. Sigur, când am trimis un e-mail domnului Marincea să-l întreb de un document, mi s-a răspuns oficial. Deci nu am înțeles că până la urmă asta ne-a impus o clauză oameni la toți șefii de servicii. Deci, dacă ar fi să fac un bilanț, cum ați văzut la ați văzut pe site-uri, sunt site-uri din ăstea de care fac prezintă noile laptopuri, da? Tot da. Telefon și spune pro și contra. Da, 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 recenzii. Da, da, dar are și contra. De nu știu, bateria, nu știu cum. În cazul lui aș trece la contra aceasta, că nu a reușit, a reușit la bun să păstreze o anumită discreție, să țină SRI departe de scandaluri, deși era ușor de implicat SRI-ul, a reușit să înlăture abuzurile, deci să scoată din joc, împreună cu Iohannis, acel cuplu blestemat. Binomul. Binomul, care a fost... Statul paralel. Nu, nu. A fost, eu mereu pledez pentru o rediscutare a perioadei de teroare. Aia a fost o perioadă rară în istorie. Noi acum uităm, dar mai țineți minte. Aia ieșeau în cătușe. Cum erau? Ălea, jurnaliștele? Da, am fost și eu unul dintre jurnaliștii care am păzit porțile Direcției Naționale Anticorupție cu lunile. Nu, nu și era spectacol de barbar. Știu nu. Cum veneau informațiile. De cu da, seara știu. De la ora 12, mâine la 10 o să aducem pe cineva important, fiți acolo, o să iasă, acolo, o să iasă din față. Veneau, nu, da, nu asta era. Era și presa din apuca el să ajungă. Că deja eram acolo. Nu, și nu. În redacție era deja criminal, fragmente din... stenograme. Din rechizitorii. Nu. Din rechizitorii care multe erau interceptări în neștire, mai țineți minte? Adică nu conta. Dădea de-a valma și punea și când ăla înjura. Încă o dată ar trebui făcută o analiză. Acele perioade eu o consider echivalentă terorii stalinist. Nu. Este greu de imaginat că un popor, o societate a putea fi atât de sălbatică. Bun. Și dacă, nu știu, a fost corupt, da? Păi nu poți să-l hăituiești. N-are nicio. Bun, deci el a reușit asta. Este o reușită a lui și a lui Klaus Iohannis și scoaterea Codruței Chioveși și ea nu a fost scoasă de PSD. Tot de ei, deci în punctul acesta. Și a reușit să, cum să spun, să evite, e foarte important, creșterea unui nou Coldea. Acolo. Adică, deși directorul politic nu e atât de important la un serviciu, este important cine a rămas acum, interimar, ăla, șeful domnul operativ. Cu toate acestea, nu l-am auzit pe șeful operativ având o politică pe cont propriu. A avut o direcție de comunicare foarte bună, eu îl stimez pe Marincea, nu știu dacă mai rămâne, dar destul de bună, sigur cu unele din alea stingăcii glumițele lor. De pe Facebook, da, dacă ne aducem aminte. Dar probabil că prindea la adolescent, nu știu. Contra este această chestie că nu a reușit să facă acest SRI pretenos. Este o comedie, o altă, o să discutăm întreaga emisiune. Ați spus cronica sau o punere în scenă extrem de dibace a demisiei. Nu, nu în sens negativ. Nu, adică când spui, de-aia am și evitat o demisie regizată. Am zis o demisie regizată cu talent. Și atunci... Dacă asta e caracteristica acestui moment, sigur că ne putem... Și vă spun, hai să luăm ca analiză. În primul rând că
toate televiziunile. În primul rând că era din start ceva ieșit din comun, conferință de presă anunțată. El nu făcea conferință de presă nici dacă România era cotropită de Rusia. Doi, toate televiziunile au transmis, da? Trei, discursul a fost foarte interesant, să zic că a fost bine gândit, eu vă spun. Adică, când a început, că eram și eu în direct chiar la un podcast, și a început să vorbească el de realizări, zic, gata, m-a pierdut, nu mă interesează, dar ați văzut... A avut acele câteva nuanțe, păi nu, după primele cinci... Întors. Nu, dar să ne lămâne, luăm așa la comunicare. Dacă începea că am de gând să demisionez, nu mai asculta nimeni. Vreți să iau discursul? Să da, nu, nu, interesant ca analiză pentru că... De ce, că o rog pe Gabi dacă face poate să-l găsească să ne din regizat cu talent. Deci, pe de o parte, orizontul de așteptare, toate televiziunile au transmis, au fost... Și să știți că informarea a venit relativ târziu. Adică conferința de presă era la 12, dacă nu mă înșel, trebuie să verific, și informația a venit înainte cu puțin timp, pentru presa care dorește să participe la eveniment, să transmită în direct. Păi nu, dacă uite, mi-a dat, făcut o observație importantă. Ea face parte din regie, pentru că dacă anunțam de ieri și de dimineață... Nu era același. Nu, se consuma. Până de făceai conferința de presă, toate studiourile erau pline de... Vă și spun, uitați, acum am să deschid, la o secundă. Agenda președintelui luni, nu aici, 12:09 a venit informația că se retrage și undeva la ora 11:20 a venit informația cu conferința de presă. Deci la un interval extrem de scurt. Da, hai să luăm. Deci a avut o primă parte, deci nu a început că am demisionat. Nu. Dacă începea că am demisionat, restul nu m-a interesat pe nimeni, da? Știți cum e. Imediat se titra cu tare, da? Având în vedere că e foarte interesant, bine făcut, dacă politicienii nu fac asta, dacă începea cu... Deci noi a trebuit să înghițim partea aia de început. Exact, pentru a putea ajunge la subiectul important. Eu, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, caut să văd, uitați, Gabriela mi-a și trimis... Aici este discursul. Dar după câte rânduri a vorbit, a anunțat. Așa. Da, se după vreo... Pe perioada să spun activitatea 4-5 minute, câte? Este un document. Serviciul Român de Informații a transmis pe 23 iunie către Comisia de Control raportul de activitate aferent anului. Este un document clasificat până în momentul în care va fi discutat. Raportul care a ajuns la comisie vorbește, așa, de bine. Vorbește de bine, bineînțeles, despre activitatea Serviciului Român de Informații, spune despre ceea ce a avut de îndeplinit ca obiective pentru ceea ce a preluat funcția înainte cu 8 ani. Rezultatele bune au apărut deja și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Personal, am satisfacția de a constata că direcțiile strategice pe care le-am urmărit funcționează cu succes în plan concret al activităților SRI. Prin ceea ce conține și confirmă, raportul SRI mi oferă sentimentul îndeplinirii tuturor obiectivelor în rolul public de director al Serviciului Român de Informații. Am înghițit toate succesele lui până acum. Modernizarea instituției s-a făcut la pachet cu alți pași. Așa, este momentul să constat că obiectivele profesionale pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de director au fost îndeplinite. Prin urmare, pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea Serviciului Român de Informații. De acord, ca gazetar. Dacă începea cu asta, se termina. Eu nu mă înghițeam prima parte. Evident. Se creează așa. Este o cutumă greșită la noi, ca cei care dețin funcții de putere, să nu plece din ele. Acum avem. Deci acest discurs are trei părți. Prima, în care trebuia să laudați eu la adresa Serviciului Român de Informații. Anunțul și cel mai important, după părerea, cel mai important moment, eu l-am și dat, este această justificare. Pentru că în sine, personal, nu are niciun rost. Adică de ce să-mi spui mie că tu demisionezi, că ai ajuns la... Ți-ai satisfăcut toate obiectivele personale. Nu. Partea ia citit. De ce demisionează? Pentru că oamenii nu pleacă, ia citit. Este o cutumă greșită la noi ca cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultimă clipă, eventual forțați. Domnule Cristo, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pentru că abia am început discuția. Rămâi cu noi.
la subiectul zilei, demisia... Deci cred că trebuie citite, că nu e așa de mare parte. Justificarea. Justificarea. Decizie. Este o cutumă greșită la noi ca cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultimă clipă, eventual forțați. Da. Majoritatea celor care dețin puterea nu renunță la ea când își îndeplinesc obiectivele din diverse motive. Da. Eu personal cred că este nevoie de un astfel de pas. Este în primul rând un gest de sănătate democratică pe care l-am argumentat fără echivoc încă din primul an de mandat. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibrul puterilor în stat, ca un director de serviciu de informații să aibă un mandat limitat în timp. Pietrificarea în funcție nu este bună, ea poate conduce la setarea de obiective greșite pentru instituție, la pierderea contactului cu realitatea socială, la confundarea funcției cu persoana care o deține. Nu vreau acest lucru nici pentru mine, nici pentru o instituție care este mai valoroasă decât orice director pe care l-a avut. Da, deci asta este partea cea mai importantă a momentului. Ce ne spune? Care este... Păi, dacă trebuie să luăm ipoteza că a demisionat ca obosit sau, nu știu, înțelegi, sau ca demisionat. Deci, în primul rând, este practic imposibil ca un om să demisioneze acum că a ajuns la concluzia că a stat prea mult. Dar nu că... Zâmbesc, evident, nu, sunt de acord. Nu există, nu, eu vorbesc sufletește. Deci aici avem două planuri. Planul individual sufletesc, care intră în contradicție legile psihologice cu partea politică. Eu vorbesc de partea politică, de justificarea lui. Putea să nu se justifice, să întrebe, m-am demisionat. Unu, putea să se... Unu, dacă au obosit sau dacă vrea să se însoare... Putea să-și depună mandatul și președintele să ia demisia lui și aflam pe surse sau era un comunicat de presă... Bun. Deci dacă era o chestiune... Dar a ținut să fie o ieșire din scenă... A doua. Dacă era o chestiune în care el a zis, bă, m-am săturat de USR-ul ăsta, nu mai vreau, vreau să mă duc la iarbă verde și pe un iact, din punctul ăsta de vedere, anunța, hai să spune că nu voia să iasă din scenă, anunța, bă, am demisionat cu tare, mi-am îndeplinit toate obiectivele, să trăiți, am plecat. Această parte este foarte importantă pentru că... De ce? Pentru că e transformarea demisiei lui într-o mare lovitură electorală, politică. Și într-un gest de onoare. Nu, o mare lovitură politică, eu nu vorbesc, eu nu judec onoare. De ce? Pentru că românii știu că ai noștri se cramponează de putere. Corect. Păi nu. Deci vine și că nimeni nu vrea să plece decât forțat și eventual târât afară din... Deci vine și spune, el la jumătate puteam să nu demisionez, da? Însă am ajuns la concluzia că deci nu mă cramponez de funcție, demisionez și atrag cu această ocazie atenția asupra unei mari slăbiciuni a politicii românești post-decembriste, faptul că oamenii nu demisionează. Dacă vreți, putem discuta o întreagă emisiune. De ce ar vrea șeful Serviciului de Informații Române să tragă un semnal de alarmă politic? Păi nu, el în felul acesta, sfârșitul numit demisie este un început. El cu ocazia aceasta și-a transformat demisia într-o mare lovitură electorală. Pentru că românii vor spune, mă... Electoral din electoratul? Nu știu. E un capital politic pe care, încă o dată, el contrazice teza că omul a plecat din motive personale. Nu e clar că a fost făcut asta. Putem discuta, dacă vreți, dar eu zic să facem o întreagă emisiune de ce în România nu se demisionează, de ce partidele pierd alegerile și nimeni nu demisionează. Și nu numai că nimeni nu vrea, adică avem în exemple. Domnul Bode, care n-a vrut să plece de la interne, deși putea să-și dea o demisie de onoare, mai mult s-a autopropus cine? Din nou. Cine? Grindeanu? La... Cine era mai cine? Da. Domnul Ciucă, domnul Victor Ponta cu lucrarea de doctorat, adică avem în istoria domnului Bartioprea. Ea este dublată și vă atrag atenția și ar putea să fie o informație în premieră, că din câte știu, din câte am mai citit eu, din ce am mai vorbit din aici pe acolo, un lucru pe care el nu l-a spus, dar este, îl știu din viziunea sa, este faptul că din incapacitatea de a demisiona duce la uriașe compromisuri ca să rămâi la putere. Ceea ce coincide și cu punctul meu de vedere. Slăbiciunea
slăbiciunea post-decembrismului a început cu Ion Iliescu, care dacă era comunist, comunist, da? Băi, așa zicea el, din tată în fiu, în martie demisiona. Bă, România merge spre capitalism, eu sunt comunist, nu? Ion Iliescu, ca să rămână la putere, a făcut toate compromisurile și compromisul numărul unu... Față de el. Nu, compromisul numărul unu față de țară și care a costat a fost desființarea CAP-ului. Deci, Ion Iliescu, el a fost la început, vă dau un exemplu, a fost împotrivă. Un tip, dacă era potrivit doctrinelor, el spunea, bă, eu demisionez. Nu, puteți să stați în cap. Demisionez, dar la CAP-uri nu renunțăm. El a renunțat repede. De ce? Ca să rămână. Or, aici, aici trebuie compromisul să... pentru a păstra funcția. Da. Nu numai asta. Renunțarea la politica PNL, hai să luăm partidul, PDL, PNL, partid de dreapta, da? Păi azi se discuta și omul ăla bolă și a zis, bă, hai să reducem niște facilități. Nu e capitalist, da? Și ce au zis aia care s-au PSD-izat? Cum, bă, așa ceva? Păi pierdem electorat. Adevăratul om politic mare care are o idee, da? Zice, bă, eu am ideea asta. Nu, eu sunt capitalist sângeros, da? Păi dacă e sângeros o să pierzi alegeri. Nu mă interesează. Asta este teza numărul unu. Dacă noi în România am fi avut premier... Dar noi nu avem. Păi... Ceea ce spuneți dumneavoastră este utopic și regăsesc exact această lipsă de vertebralitate, de coloană vertebrală, în sensul de a ține cu dinții de doctrina și de ideologia politică pe care o reprezinți și în care crezi. Păi da, dacă ei nu mă reține, în primul rând am fenomenul aviatorismului, trecerea dintr-un partid într-altul. Și azi, cum? Păi nu, dacă tu ai o ideologie avem o chestie politică fundamentală. PD și PNL, partide de dreapta, nu au doctrină. Păi nu mai, pentru că noi ne-am întrebat de multe ori cât de PSD-izat este Partidul Național Liberal de dreapta. Păi ele nu mai au doctrină dreapta, pentru că sunt cu ochii la electorat. Ăla care vine la putere. Și atunci care este varianta, strict ideologic și filozofic vorbind? Să partidul să meargă după electorat sau electoratul să meargă după un partid care ține de o ideologie și să vină electoratul real și fidel care crede în... Era în momentul în care Marcel Ciolacu a ajuns președinte, nu trebuia să uite Bâstrue. A zis ceva? N-am auzit nimic. Păi nu înțelegeți. Bă, unul care spune. De ce? Pentru că dacă... Și aici să precizăm nuanța că prima dată Bâstroe în ultima vreme a apărut în spațiu public pe linia domnul Grindeanu, Marcel Ciolacu. Și el, da. Nu, da. Dar ascultați-vă un lucru. În transformarea unei țări depinde foarte mult de niște tip capsomani. O să, unul care zice, bă, eu așa văd lucrurile, eu vreau nasturele astea să fie vreau, așa, vreau ăsta nu e demisionez, vin altă dată, da? În momentul în care tu zici, aoleu, cu tare, hai să facă ăla, s-a dus dracului totul. Noi nu avem în România capitalism pentru că noi nu am avut niciun partid capitalist, toate real sunt feseniste. Da? Unul, mai țineți minte că vă spuneam și eu, da, eu vreau să văd un la televizor, un politician sângeros capitalist cu care eu comunist să polemizez. Să vă puteți. Toți au grijă de văduve de ăla. Bă, unul să zică, bă, nu mă interesează. Și eu să zic, cum nu mă interesează, da, copiii de ăla. Da? Și el să zică nu. Păi da, și ăla zice nu și poate că dacă e ales, mișcă țara asta într-o direcție, o jumătate de an, o an și se transformă și oamenii se mișcă, acel capitalist cu tare, cu tare, cu tare. Și după asta vine un alt partid. Dar la noi partidul e... Se confundă, adică se suprapun ideile și iese păi o ciorbă ideologică. Uitați-vă, e vreo diferență între PNL și PSD la ora actuală? Spuneți-mi dumneavoastră că eu... Păi nu, de-aia zic, de-aia am spus. De ce? Pentru că el a dat un semnal, trebuia să aibă și partea aia. Pentru că oamenii se tem să plece. Bă, cum, aoleu, păi dacă zice... Omul nu zice, cum ce Iliescu? Martie. Știți asta ar fi de România, putea să fie alta, da? Venea unul de dreapta și poate el în 96 sau în 94 făcea un partid de stânga autentic, da? Care știam, îl votam. Uitați-vă, deci pleca, își făcea partidul lui și poate că noi îl votam autentic. În 4 ani. În 4 ani și venea în sfârșit un partid social, list, modern, cu tare, cu tare. Ei, a făcut fiecare...
a făcut toate compromisurile ca să rămână la putere plecând, și a ieșit o ciorbă de potrage. Plecând de la ceea ce a spus dumneavoastră acum, că era, a fost un mesaj pentru un electorat și că a fost practic un câștig de capital electoral, se conturează portretul salvatorului naționalist cu valori în domnul Helvig? Cred că această demisie a fost aprobată, nu e făcută la voia întâmplării. Când ziceți aprobată, ne referim la... Da, acum gândiți-vă și în lasă, totuși suntem într-un... Totuși, vorbim partenerul de șeful strategic serviciilor... este antrenat într-un război și deodată pleacă șeful serii, indiferent cine ar veni. Se schimbă, ăia știau niște, aveau acolo niște butoane. Înseamnă că eu cred că este un proiect mult mai larg. Proiectul ca spaima, vin patru, vine un an de alegeri și nu poți să știi ce iese la sfârșitul lor. Și nimeni nu-și poate permite ca la sfârșitul acestor alegeri să iasă ceva ca dracu. Este loc pentru Laura Codruța Kövesi și Eduard Helvig la aceleași alegeri? Nu, nu. Codruța Kövesi cred că a fost o legendă. Nu cred că va fi. Nu, nu. Pentru că la un moment dat credeați că ar credeam, putea... dar acum, după discursul de la Cluj, îmi dau seama tot mai mult, că e nevoie de un suveranist... controlabil. Înțelept, nu. Înțelept. Adică e nevoie de un... Adică trebuie să iei componenta suveranistă, să spunem, și să o raționalizezi. Nu întâmplător el a avut termenul de... naționalism luminat. Adică naționalismul poate repede să o dea în partea aia, da? Uitați-vă. Și tocmai de aceea trebuie păstrat echilibrul. Găsit un om care să păstreze echilibrul. Nu, un om care să-și asume asta, să fie credibil, din punctul acesta de vedere, pe tema asta, și cred că dacă el ar, nu știu, ar candida, cred că Occidentul și Comisia Europeană este dispusă să facă unele concesii suveranismului. Va fi ușoară trecerea pentru el, pentru că știm, din rândul oamenilor politici care s-au îndreptat către servicii au mai fost. Trecerea din servicii către funcții ca președintele unui stat, toată lumea astăzi a titrat exemplul lui Vladimir Putin, care a venit din rândurile KGB, a ajuns să conducă țara, la a venit... La fel, la fel. Și Bush. Da. Exact. Eu nu cred în legenda din România că românii mor pe ideea la a fost la servicii și dacă a fost la servicii... Vine la pachet cu secrete? Impresia publică, domnișoară, o face presa. Dacă citești azi presa, vei vedea că a fost favorabilă. Ba chiar unii colegi ai noștri au scris înainte de și-a anunțat demisia. E bine pregătită și când vă spun asta, vă spun un om care știe mai multe decât spune. E bine pregătit, a fost o mașinărie mediatică perfectă. N-a fost fisură, deocamdată, nu știu. Cred că, și așa aș face eu, nu știu, aș face o lună, două. Acum rămâne ăla interimar, o lună, două, cu tare, și apoi prin la toamnă... M-aș apuca în ce de treabă. Da, să revii. O PNL-ul are neapărat nevoie de cineva, de un alt lider. Revenim exact pe ideea asta cu PNL, care are mare nevoie de un alt lider, nu plecare. Dacă ar fi să tragem, domnule Cristoiu, o concluzie a acestei demisii extrem de bine pregătite. Dacă aș face comparația cu ceea ce v-aș trimite într-una din emisiuni despre Ciolacu. Marcel Ciolacu a fost un excepțional om politic. Adică conducător de partide, și-a înlăturat toți concurenții, a mișcat partidul pe o direcție mai bruxelizată, mai frecventabilă, a reușit. În momentul în care l-a numit premier, eu v-am spus... Funcția de premier este altceva. Din coace pot să spun la fel. Nu știu. Una este șef SRI cu tare, alta este un politic. Om politic.
Adică aici a fost problema. Deci la Marcel Ciolacu cea mai mare problemă este faptul că confundă economia României cu Gabriela Firea. Că Gabriela Firea e ușor să manipulezi. Economia României nu. Este, economia, este, să știți bine, este un domeniu care și-au rupt dinții de la Iulius Cezar. Extrem de mult. Nu ai cum. Adică iar cifrele ne se numește, se numește ceea ce n-ai, Ionescu, numea realitățile. N-ai cum, nu poți. Poți să faci orice. Se prefigurează așa o realitate dezastruoasă economică, vorbind, economic vorbind. La, dacă este să ne uităm fix la cifrele pe care le vedem și la semnalul, dar o să ajungem și acolo la semnalul dat chiar de Ministrul de Finanțe. Eu în locul nu acceptam funcția de premier. N-ai cum, pentru că este o situație, o criză uriașă, un deficit bugetar. E un PNL care deocamdată, noastră mi-ați atras atenția, stă la pândă. Și nu numai că stă la pândă, dar exact că ajungem în această sferă. Noi am, dumneavoastră mi-ați cerut la începutul mandatului domnului Marcel Ciolacu, imediat după ce domnul Ciuc a preluat Senatul, să fim atenți dacă va ține aceste conferințe săptămânale, aceste ședințe cu miniștrii domnul Ciucă. Și noi chiar am discutat. Le-a ținut săptămânal cu o rigurozitate militară, dacă putem să-i spunem așa. De fiecare dată discută subiecte de actualitate, face conferința de presă după aceea și culmea exact, cum ați spus și dumneavoastră, dublă manevră, dublă conducere a guvernului Marcel Ciolacu. Conferința de astăzi, din această dimineață, a fost o conferință a unui premier, nici de cum un fost premier. Un Nicolae Ciucă mult mai bun decât a vorbit de multe ori de la Palatul Victoria. E o surpriză pentru mine. O spun că... Am să vă dau să vedeți... Știți că eu a fost o tema mea. E surprinzător de bun. Surprinzător. Ce s-a schimbat? Pentru că mie îmi pare acum că fiecare dintre cei doi este mai bun când nu este premier. Dacă îmi dați voi o comparație, că mi-a plăcut foarte mult în publicistica lui Caragiale comparații. Eu sunt un admirator al Caragiale și anul lui Eminescu, pe care mereu am zis că era tefelist. Eminescu era din ăsta. Bun, da, la Caragiale, că era cu... Deci, Nicolae Ciucă era un tip urcat pe cal. Când te urci pe cal, prima dată poți să zici, bă, sunt pe cal și... Sau să zici, aoleu, sunt pe cal. Dacă el care a fost? Păi nu, el asta era și calul te simte. Dacă mă, adică este, da, înțeleg, ca să fac o comparație, toți care se întâlnesc cu câini, ți se spune felul următor, ăla te simte dacă ți-e teamă. El când a ajuns acolo, el acum... Era teamă. Păi nu, funcția asta îi place. În funcția asta el se simte... Stăpân. Da, o simte că e a lui, da? În momentul în care a ajuns acolo, i-au venit și aia și a zis, băi, a ajuns premier extraordinar. De-aia era el paralizat. Aici este chiar funcția care, adică aici nu e complexat. La fel se întâmplă și cu Ciolacu. Ciolacu este invers, adică a ajuns acolo și în loc să zică, când ajungi acolo, am condus și eu atâtea lucruri. Primul lucru care, când ajungi, stai vreo săptămână să vezi... Vreau să înțelegi exact cum ați zis, să vedeți unde e holul, unde-i toaleta, domnișoare, cine vine să-ți facă curățenie, la cât se deschide birou. Am condus 15 gazete. Niciodată nu am făcut declarații înainte și în primele, nu știu, când am dus, trebuie să văd, păi nu trebuie să văd manetele, de unde gândiți-vă pot. Gândiți-vă că nu știu, adică să luăm pe raționamentul ăsta al dumneavoastră. Ajungi la birou, nu știi cine deschide ușa și la ce oră. Poate tu ajungi la 7 și biroul nu este deschis până la ora. Nu numai asta, dar în momentul în care, mai ales când decizi, când ai luat decizia cu adausul, tu trebuie să ai deja toate manetele. Ori el nu știa unde sunt, adică... Și să explicăm celor care ne urmăresc că vorbim de acea ordonanță de urgență care plafonează adausul comercial pe Tolanțu. La care vă atrag atenția, PNL a jucat la offside. Putea înainte de adoptarea acestei ordonanțe... Păi nu, să fie, să spună, miniștrii nu sunt de acord. Ați văzut lista de produse? Sunt 14 produse, eu le-am luat la mână. Pâine albă... cantitate 300-500 de grame. Este vorba de acea franzelă, cea mai ieftină franzelă. Legume sunt doar câteva, ceapă, fasole, ardei, ardei capia, ardei gras, morcov și cartofi. Cartofii sunt trecuți individual, cartofi albi, vrac,
carne de pui, doar scopănele, spate, nici de cum piept. Deci la fiecare este extrem de, de, așa cum este și firesc, se menționează. Lapte, de exemplu, doar cel de 1,5% grăsime, nu HT. De ce? Vă întreb și eu pe dumneavoastră. Eu, din câte am înțeles neoficial, s-a discutat face cu un om care, nu li, care când cumpără... Nici nu știe ce cumpără. Nici nu știu. Da. Nu știam că este o... Deci bun. Nu, laptele este bun, pe mai deci, multe categorii. Marea majoritate a populației sunt pe ideea că... Pentru că mă văd care laptele de unul deci, bun. Deci ce produsele de pe acea listă sunt cele mai ieftine produse din piață, pe scurt și pe românește. Sunt cele mai ieftine produse din piață. Franzela este franzela păi bun, de 1,30 lei. Și eu dacă consum lapte, de stați un pic, mi-ați dat o idee. Nu primiți reducere. Nu luați mai ieftin. Și eu sunt împins să mă duc să iau de 1,5. Stați, știți care e diferența? La 1,5 e mai... Nu are niciun gust. La de 3,5-3,8 deja mai are puțin gust. Iertați-mă, vă spun în următor. Deci am niște castraveți, da? Și zice, castravetele care e atâta. Dacă scornici și să-i amici și nu sunt, sunt cei Fabio, nu mai... Păi și ce? Nu mâncați, mâncați treceți la altfel de castravete. Păi mă fac, vaci este indiferent ce mănânc. Adică dacă eu consum castraveți din aia lungi... Nu primiți reducere. Hai, domnule, nu primiți, să te nu știam asta, e cea mai tare. Eu nu m-am ocupat. Sunt 14 produse extrem de bine detaliate. Înțeleg că a existat o discuție cu Institutul Național de Statistică, că lista nu a fost făcută de capul lor, că s-a uitat la coșul minim, coșul necesar de bază, așa cum este și numit... măsura, deducerea să, coșului de bază. Vă întreb că nu vreau să văd că sunteți bine la cumpărături. Vă spun încă o dată. Laptele, ăla, eu sunt consumator de lapte acru, da? Unde de 1,5 și de 3,5, da? Eu iau uneori de 1,5 ca să slăbesc. Da. Deși nu pot... Bun, în momentul... Adică toată lumea va vrea să slăbească. Are dreptate, Mădălina. Laptele acru nici nu este pe lista de reduceri. Nu, bă, la Sana sau cealaltă. Nu e nici aia, nu e la... Păi nu spuneați că e de 1,5. Păi nu, laptele de băut, laptele lapte, nu laptele, nu Sana. Păi sau... și oamenii de ce luau de 1,5? Laptele de consum. Nu, spuneți, întrebați-o, pe, de ce omul când se ducea să cumpie, eu nu consum lapte? Aia ce da. Nu știa de trei, dacă vrea lapte cu preț redus, la care se există păi, această dar de ce s-a vă întreb, de ce s-au împărțit 1,5 și 3,5? Care e deosebirea? Care dintre ele? De grăsime, și, grăsime și de preț. Cel de 3,5 este nu, mai nu, scump. Nu, este de grăsime. Da. Deci, cel care ia de 3,5, asta se întâmplă și la lapte bătut, da? Da, va fi nevoit să ia cu nu, stați, el ia că îi place că e gras, da? Da. Care gust, exact. Păi și eu de la un moment dat renunț la obiceiul ăsta de o viață întreagă, mă, trebuie să iau de unul versic, mă, este stâmpit. Păi dacă vreți să dați mai puțin, nu trebuie, dar dacă vreți să dați mai puțin păi și să beneficiați de această reducere... Păi nu este, asta vă spun. Domnul Cristoiu, dacă mâncați pâine integrală, este și trecut acolo. Pâine albă fără semințe. Deci este doar... prin cantitatea care este la reducerea cel 300-500 de grame, sunt acele franzele pe care le găsiți în magazine la un leu și ceva, care sunt cele mai ieftine, albe, umflate. Permite să fac o comparație cu Windows-ul. Deci, la un moment dat, a zis, bă, gata, se ieftenesc laptopurile cu Windows 8. Adică, cine cunoaște? Adică, e o prostie. Adică, aia de la statistică a zis că marea majoritate... Mănâncă din aia. De ce? Asta că este... e ieftin sau că vrea să slăbească? Cred că nu o să slăbească. Cu pâinea de 500 de grame albă cu aia sigur nu slăbește. Nu, dar dacă, dacă ați înțeles. Deci, mâine poemine o să fie ciocolată și o să spună aia care nu are deloc calorie ieftină și cealaltă, păi dacă eu vreau să mănânc, adică... O să mergeți spre zona de dietă. Facem lista pe pauză și vedem asta cum ne regrupăm. Eu v-am zis, nu cumpăr lapte. Da, o să vă mai... Dar e la fel ca și la laptele bătut, da? Încă o dată. Da, exact același lucru. Eu uneori cumpăr din ăla că vreau să slăbesc, dar nu că este ieftin. Acum o să, dacă vreți să-i luați ieftin... A, vrea să slăbească toată populația. Cu siguranță. O să fim slabi și bogați. Vom fi slabi și bogați, ne întoarcem, rămâi cu noi. Și ne-am întors după ce am analizat lista de cumpărături. Nu știam asta, să mi-a trimite și mie, este partea Gogol, este biet copil, pentru că rezultă că oamenii merg la Carrefour să cumpere lucruri ieftine. Așa nu, oamenii merg la orice magazin ca să cumpere, da? Imaginați-vă, deci, transpunând următoarea etapă, vor fi la Rocky, da?
La noastră. De-abia așa. Noastră, când vă duceți la... El o să aveți, când intrați într-o denară de rochie, aveți o listă și spune așa. Rochie cu floricele roșii este cu reducere 20%. Da, și noastră care nu vă stă bine roșii... Mă duc și mi-au rochia cu floricele roșii. Pic, că oamenii nu cumpără... Încă o dată, numai vaca mănâncă tot ce nimerești. Oamenii mănâncă diferit. Selectiv. Da, selectiv, adică ăla de 3,5, cum adică zice, bă, nu, gata, iaurt numai atâta. Dar 200 de grame maximum. Nu știu, iaurtul... închei, vă spun, la un mall, la ăsta, vor fi niște produse care spune, aceste produse au fost ieftinite și eu când intru mă uit după ele. Vezi, eu când intru mă duc să iau iaurt, da? Eu de unde știu că este mai ieftin? Păi trebuie să se semnaleze acest lucru. Nu, vedeți să... că să știți că la lapte, știți că acum câteva săptămâni a fost discuția cu producătorii de lapte să scadă prețul. Acest lucru să știți că este semnalat la raft, l-am văzut eu. Și scrie, este o etichetă mare, prețul este redus ca urmare a măsurii, deci este și semnalat și portretul ca... lui Ciolacu. Acum probabil o să fie cu poza actualului premier, în trecut măsura a fost discutată. Nu știam, eu credeam că lapte, lapte. Nu. Deci la laptele trecut, la măsura trecută, erau la aproape toate categoriile am de lapte. Înțeles, am înțeles. Bun, o să mai discutăm cu siguranță că este cel puțin un subiect interesant și amuzant. Avem câteva minute, 3 minute pentru top. Vom trece repede prin el. Începem cu locul 5 în această săptămână. Cine este pe locul 5? L-am trecut pe Volodymyr Zelensky, care vrea, introducând ca limbă internațională engleza, ei vorbesc rusă. Și engleză? Păi nu, și cum, două chestii. Nu poți să muți din spațiu cultural rus, așa sunt ei, slav, da? În spațiu anglosaxon și doi. Este foarte interesant. În felul ăsta el anunță împărțirea țării. Pentru că nu poți să-i cucerești pe aia din Donbass care vorbesc rusă, spunem, bă, când o să vă cucerim noi, noi o să vă punem să vorbiți engleză. Vă imaginați ucraineni și în general ruși vorbind engleză. A, dacă vrea să vorbească, da. Ca filmele acelea cu accentul. Da. Interesant, locul 4. Păi discute, este domnul Marcel Ciolacu, care a meritat chiar primul loc, cu ONG, nu, asta a scris aici, a greșit cu plafonarea, da, o să, cu, să spun, cu plafonarea academică, cum este că nu văd? Plafonarea celor 14 selectivă. Selectivă a unor... Plafonarea 18... 14. Și cum le-a ales? Tot nu mi-a spus. Cu ajutorul INS. Și ce a zis INS-ul? INS a zis că aceste produse fac parte din coșul de bază al românului. Adică, dar de ce cu românii consumă de 1,5? Probabil astea sunt datele pe care le-a colectat. Mă gândesc că la un moment dat s-ar fi făcut niște sondaje în care bei de 3,5 sau de 1,5 și eu s-a dedus la... Și amerele sunt după culoare? Golden și roșii doar. Cum golden și roșii? Mere golden, adică acele galbene, care sunt mai dulci, și alea roșii, nu știu dacă sunt bolderie. Păi și la piață, se supune și la piață? Este foarte interesant, asta va trebui să vedem. Uitați, ne facem, ne dăm o temă de lucru pentru lunea care urmează. Și, și perele sunt? Nu. Nu mănânci perele. Nici gutuile? Nu puteți mânca pere, nici gutui, dar puteți să luați struguri și pepene roșu. Și struguri de care stați? Că la struguri nu scrieți la struguri, nici alb, nici roșu. Struguri în general? Cred că struguri în general. Păi nu, că sunt două categorii. Sunt struguri de vin și struguri de masă, da? Da. Cred că la toți... Deci pere nu, dar de nu, ce? Nu, pere nu primiți. Nici deci gutui, lumea nici nu consumă pere? Aparent e nevoie pentru țuică la nici, nici prunele nu sunt pe listă. Dar care prune? Că sunt tot, prunele sunt toate. Prunele sunt scrie toate. Scrie prună. Prună. Românească? Mă gândesc că românească pentru că dacă ne aducem aminte de naționalismul economic anunțat de domnul Ciolacu, cu siguranță nu va vrea să comercializeze în România pruna din Grecia. Banane și astea nu. Nici vorbă. Sunt citrice aduse din import. Nu există. Da, locul 3. M-ați amuzat. Domnul Mircea Joană, care, fără să ne dăm noi seama, face o campanie electorală prin toată România, așa discret, a luat țara la picior și și-a anunțat că va candida. Locul 2. Locul 2 este domnul Klaus Iohannis, că cu declarația aia halucinantă că... Este un mit? Adâncirea biserică. Are un mare talent la formulări din astea, PSD, UDM, mai țineți minte? De ce îl ajută faptul că pronunță mai sacadat. Nu cred, gândește în germană. El gândește în germană și apoi... Un minut și ieșim. Și domnul Helvig, despre care am discutat, care a reușit să facă dintr-o
dintr-un sfârșit numit demisie, un început care nu știu cum Cronica se cronica unei demisii anunțate. Mă duc cu gândul la Gabriel García Márquez. Spectacol. Da. Cronica unei demisii. Am ați amuzat, nu știam asta. Cum te mi-a scăpat? Asta cu... cu ordonanța de urgență. Da, foarte interesantă. V-am zis și eu, am zăbovit vineri și m-am uitat la listă și am încercat să-mi dau seama care e treaba. Avem 30 la ședința aia de guvern, când citești, a zis așa... Iaurt, B, V, D, E, de un întrebat. Iaurt, 200 de grame cu 3,5% grăsime. Cu numai 200 sau borcan nu, de 200? Nu, doar maximum 200. Deci doar la... Dar știți ce este interesant? Că astea, toate iaurturile sunt de 150 de grame, nu sunt de 200. Deci este 150 de grame și 400 de grame. Deci încă o dată, nu lasă când vă duceți la mall, orice om normal... Ziceți, bă, vreau să cumpăr ce ieftin. Vreau, nu, mergeți cu lista asta. Vreau astăzi să fac cumpărături, vreau pâinea de 350 de grame. Vreau făină 000, care este cea mai ieftină. Făină este făină albă, nu nici... Parizer nu e, nu se ieftine. Parizer nu primim, nu. Nu este pe lista, aparent nu este în coșul de bază. Vă mulțumesc, domnule Cristoiu, pentru discuția din această seară. Îți mulțumesc că ne-ai urmărit și în această seară. Te așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție. Gândul din Cristoiu, seară bună.